Se apropie weekendul, iar o oportunitate foarte bună și educativă în același timp de a petrece timpul liber o constituie o vizită la Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva, care prezintă publicului mai multe expoziții. O foarte interesantă expoziție, cea a secției de științe naturale a Muzeului din Deva, este cea de la parterul castelului Magna Curia, în care vizitatorii pot vedea de la dinozauri și fosile din perioada preistorică până la zimbri și fluturi exotici din zilele noastre. Avem o expoziție la parterul Magnei Curia, care am grupat-o pe perioade istorice, începând din perioada cretacică, cu prezența dinozaurilor în bazinul Văii Hațegului și trecând prin perioada coaternară și ajungând în zilele noastre cu tot felul de animale ale vremurilor respective. Avem zimbri împăiați, avem ouă de dinozaur, oase de dinozaur, sunt foarte, foarte rare și valoroase. Avem o reconstituire a bazinului Văii Hațegului în perioada cretacică, diferite fosile ale rămășițe ale mării de odinioară și animale împăiate, ale ținând de zilele actuale, în plus o colecție de fluturi exotice. Până în data de 31 martie, expozițiile de la Muzeul Civilizației Dacice și Romane pot fi vizitate de marți până vineri, între orele 9 și 17, iar de la 1 aprilie, muzeul va trece la orarul de vară, programul de vizitare fiind 10-18, tot de marți până duminică.